Accidentul a avut loc în jurul orei 9:30, atunci când oglinda retrovizoare a taxiului a lovit un giurgiuvean în vârstă de 58 de ani. În zona Patibar, conducătorul unui autoturism, un giurgiuvean în vârstă de 66 de ani din municipiul Giurgiu, a accidentat un pieton angajat în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni semnalizată și marcată prin indicatoare rutiere, acroșându-l cu oglinda dreaptă a autoturismului. Deși tocmai produsese un accident, șoferul taxiului s-a grăbit să-i acorde ajutor victimei, transportându-l la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean. Din câte se pare, bărbatul accidentat este în afara oricărui pericol, alegându-se totuși pe lângă rând cu o sperietură groaznică. În schimb, taximetristul este cercetat în libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.